Am avut o ședință de Consiliu Județean bună și am aprobat materiale importante. Unul dintre ele se referă tot la sănătatea vâlceană, pentru că, după cum știți, am fost la ambulanță și clădirea în care își desfășoară activitatea ambulanța este o clădire la care nu s-a mai intervenit și nu s-a mai făcut nimic de la construcție, de când a fost construită, vă dați seama, din 1980. Nu s-a mai făcut nimic la clădirea asta. Astăzi am alocat 500.000 de lei pentru modernizarea clădirii ambulanței și să știți că este o listă importantă de lucrări, pentru că vom face modernizarea clădirii, vom face tot ceea ce înseamnă protecția ambulanțelor. O ambulanță atunci când stă în priză pe românește, pentru că are aparatură la bord și stăteau în ploaie și stau în ploaie. Și atunci am decis să alocăm acești bani odată pentru cei care își desfășoară activitatea la ambulanță, pentru că oamenii sunt importanți, trebuie să aibă condiții bune de serviciu, salvează vieți, asistenții, medicii, șoferii după ambulanță, salvează vieți. Am să vă dau o listă așa cu ce facem aici. Vom reface hidroizolația, pentru că asta era o mare problemă, se infiltra apă, zugrăveli exterioare și interioare. Vom face o rampă pentru persoane cu dizabilități, parchet, gresie, evident. Foarte important este că refacem total instalația electrică și, evident, verificăm instalația termică și aceste copertine și o platformă pentru spații noi de garare pentru ambulanțe. Investim o sumă importantă și aici, investim până la urmă pentru binele oamenilor la ambulanța Vâlcea.